Viteza putea să producă în această dimineață un adevărat dezastru. Șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și nu a mai apucat să se încadreze pe sensul de mers din sensul Geratoriu de la Kaufland și a tăiat drumul peste suprafața protejată. Din fericire, nicio mașină nu a ieșit în calea mastodontului scăpat de sub control. Șoferul de 47 de ani din Bacău circula din direcția Brașov spre Sibiu. Când a ajuns în sensul Geratoriu de la Kaufland, acesta a pierdut controlul volanului. A distrus doi stâlpi de electricitate, dar și zona verde din interiorul giratoriului. În această dimineață, în jurul orei 4, la intrarea în municipiul Făgăraș, un autocamion Scania se deplasa din direcția Brașov spre Sibiu. Conducătorul acestuia, neapreciind corect distanța față de sensul Geratoriu de care se apropia, nu a reușit să efectueze girația în sens, trecând peste acesta și oprindu-se după trecerea peste sensul Geratoriu. În urma acestui eveniment a rezultat distrugerea a doi stâlpi de iluminat public, indicatoare rutiere și avarierea autotractorului. Nu au rezultat, din fericire, victime umane. Cercetările continuă la biroul rutier Făgăraș.